Sunt tensiuni și în principalul partid de guvernământ, nu din cauza perspectivei de carantinare a Bucureștiului, ci pentru împărțirea funcțiilor publice. Potrivit unor surse, premierul Florin Câțu ar fi refuzat lista impusă de partid pentru că deciziile s-au luat în absența sa. Mărul discordiei ar fi mai exact numirea președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Potrivit unor surse, Florin Câțu a pus piciorul în prag în ședința biroului executiv al PNL. Mărul discordiei este numirea președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Funcția a fost promisă organizației PNL Maramureș, însă este ocupată în prezent de Maria Mareș, cea care a fost numită de fostul guvern Orban pentru un mandat de 4 ani. În unele situații este necesară modificarea legislativă. Și mai e o situație în care o numire pe mandat, care trebuie să încheie mandatul. N-am avut o procedură. Sunt propunerile formulate de organizații, e o comisie de evaluare a candidaturilor, se face evaluarea candidaturilor, comisia propune biroului politic național, biroul politic național validează și pune pe masa premierului. Mai avem noi comisia de evaluare, să facem evaluarea pe mai multe candidaturi pe care nu le-am acceptat, a noilor candidați și ei vom valida și pe aceștia în biroul politic național și vor fi pe masa premierului. Refuzul lui Florin Câțu de a valida lista partidului are legătură cu faptul că actuala conducere a PNL a decis numirile în funcțiile publice în absența sa. Discuțiile în coaliție continuă și în privința conducerilor de la TVR și a radioului public. Asta este problema cu aceste instituții, trebuie conduse bine. Am folosit viața satului pentru a-l prezenta pe măritul conducător cu ore întregi de apariții în plină campanie electorală la viața satului. Nu noi am inventat cenzura, nu noi am inventat campaniile. Când am fost în situația de a propune candidați pentru funcțiile de director general, am propus candidați care nu au fost, să spun, un background politic foarte vădit.